Vă citesc o știre de duminică. După care vă citesc o știre de azi. Azi ce a fost? Miercuri. Eu vă citesc o știre de duminică, după care vă citesc pe aceeași știre, pe aceeași temă, o știre de azi. De duminică, Mediafax. Buget 2018. Ai, bă, lasă-ne mă cu bugetul la 12:30 noapte. Stați, dumne, așa că e tare. Aveți încredere în fratele vostru. Deci, serviciile speciale vor avea în total 2,9 miliarde de lei, sume majorate față de 2017. Cât? 2,9 miliarde de lei? Da, față de 2017. Dar care sunt serviciile speciale? Serviciul Român de Informații, le-a mai mărit, tu realizezi, după mărirea de anul trecut, vine mărirea de anul viitor. Măi, cetățeni, eu vă întreb, mă, noi suntem zdraveni la cap dacă acceptăm asta? Că altfel când ne întreb pe noi cetățenii, noi vrem școli, vrem spitale, vrem drumuri, vrem, bun, lucruri normale, adică foarte corecte. Băi, nene, păi dacă banii se duc la SRI, dar ce face SRI-ul în țara asta, în afară de faptul că susține în mod evident entități de presă insolvente? Ce face cu banii ăia, băi? Ne apără de teroriști. Băi, mi se pare atât de abject să folosești în scop pecuniar, ia uite cum am, atât de abject să folosești în scopuri financiare faptul că, din fericire, teroriștii n-au auzit că există România și tu să folosești asta ca să te îmbogățești, băi, mie mi se pare absolut abject. Deci cum Serviciul Român de Informații? Din nou mărire? Bă, dar nu ziceam că spitale, dar nu ziceam că școli, dar iarăși Serviciul de Informații Externe, de ce? S-a plâns Cioloș sau de ce? Și Serviciul de Telecomunicații Speciale, STS, vor avea în 2018 un buget total de 2,9 miliarde de lei, potrivit proiectului legii bugetului de stat pe anul viitor, postat pe site-ul Finanțelor. Hai să vedem acum articolul de astăzi. Bugetul pe 2018. Câți bani merg la SRI, Cotroceni, Educație, Sănătate și la Înalta Curte de Casație și, desigur, Justiție. Imediat. Nu vă mai plictisesc cu foarte multe date, orele sunt înaintate, știu, n-aveți nervi de așa ceva, de-aia poate cu altă ocazie. Interesant, foarte interesant și ne privește pe fiecare dintre noi. Bă, stai să-l omor pe ăsta, că îmi face scandal aici. Gata. Mori. Așa, a murit. Deci, să trecem mai departe. Administrația prezidențială. Deci, ce să mai administrația prezidențială? Hai să ne... Iohannis, tati. Werner. Klaus Werner Iohannis. Va primi cu 40% mai mulți bani față de ce a fost programat inițial în acest an. Bă, cu 40%? Nu vă supărați. Nu asta dacă v-ar mări cineva leafa, de exemplu. Zic leafa, așa, cu 40% ar fi bine? Nu știu, vă întreb. Hă? Bă, administrația prezidențială va primi cu 40% mai mulți bani. Ultima dată am văzut o știre despre cum vrea domnul Werner burlane încălzite la Cotroceni. Nu zic, e important să ai burlanul încălzit la case. Bun. SRI. Primește, atenție, primește cu 35% mai mult. Cum cu 35%? Băi, nene, suntem bolnavi la cap? SRI primește cu 35% mai mult față de bugetul inițial pe acest an, adică 2,3 miliarde de lei. Vă dați seama că, de fapt, în alea 2,9 miliarde de lei despre care vorbeam în total la SRI, SIE, STS, la SRI se duc 2,3. Deci din 2,9, 2,3 sunt numai SRI-ului. Stimați cetățeni, eu vă mai întreb o dată. Pune, noi suntem zdraveni cu căpuțul? Ministerul Transporturilor are un buget de 9,13 miliarde de lei, ca să înțelegem totuși și în sumă brută. Deci transportul, în asta știți, Ministerul Transporturilor, adică orice mișcă în țara asta, da? Ce mișcă, pe ce mișcă și așa mai departe.
are 9,13 miliarde de lei, 9,13, Ministerul Transporturilor, cu 33% mai puțin. Adevărul e că stăm bine pe transporturi, lasă-o drept. Important e să aibă seriu. Deci, în sumă, în sumă de 9,13 miliarde de lei, iar SRI-ul are 2,3. Realizați câți bani să duc la SRI? Faceți, deci, Ministerul Transporturilor. Vă dați seama despre ce vorbim, Ministerul Transporturilor, adică o urieșenie. 9,13. Seriu 2,3.